Tuturor și Hristos s-a înălțat. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați cetățeni ai comunei, aflați acasă sau în străinătate, în urma zvonurilor, dezinformărilor și acuzațiilor apărute și distribuite pe diferite căi și mijloace de comunicare de către un grup de răuvoitori cu atac direct la persoana mea și adresa familiei mele, precum că aș fi implicat în niște acțiuni ilegale, inventate și regizate în totalitate de către ei, vă asigur că nimic nu este adevărat. Sunt deranjat și profund mișcat că din acest grup, o mare parte dintre ei, sunt aspiranți la funcția de primar al Comunei Buhoci. Întrucât aceste acuzații au pus în mișcare mai multe instituții și organe de cercetare și cazul se află în stadiul de anchetă, în desfășurare, consider că momentan este oportun să mă opresc aici. Promit că la finalizarea anchetei să vin în fața dumneavoastră cu nume și prenume, precum și cu documente și acte justificative care atestă negru pe alb că totul a fost regizat politic. Foarte bine. Doamna secretară, de aici încolo vă rog să te luați ședință. Da. O să vă aduc colegul meu mă ajută câte un set de declarații de avere și de interese care aveți obligație și acum bine știți să le completați. Până la mijlocul lunii iunie. Declarăm deschisă ședința, ați avut materialele de la comisii, procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, o să punem la vot. Cine începe? Mulțumesc. Te dau lucrările ședinței, doamne președinte. Bună ziua și bine ne-am întâlnit sănătoși. Deci, privind provocarea. Da, primarul Comunei Buhoci, Județul Bacău, având în vedere prevederea articolului 113 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera A din OLG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. Prevederea articolului 139 din OLG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ și în concordanță cu prevederea articolului 50 din anexa numărul 1 la decretul președintelui României numărul 195 din 16/3/2020. Da. În temeiul articolul 197 aliniatul 1, dar avea articolul 197 aliniatul 1 și articolul 200 din OIG, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Dispun. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Buhoci, Județul Bacău, ședința ordinară pentru data de 29 mai 2020, ora 10, care va avea loc în curtea primăriei Comunei Buhoci. Cu următoarele ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și reglementarea fumată în spațiul Consiliului Local, instrucțiunile și obiectivelor vin sub ordinea Consiliului Local. Inițiator și tot Cristian, primarul Comunei Buhoci. Am mai este ceva de suplimentat altcineva? Da, avem un proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărâri Consiliul Local numărul 6 din 25.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în Comuna Boci, județul Bacău. Cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Și ordinea de zi suplimentată cu proiectul care l-am propus. Cine este pentru? Da, mulțumim. Domnul Mocichere, primul punct. Articolul numărul 1. Da, ordinea de zi. Să prezinte domnul primar. Da. După cum mai parte din dumneavoastră știți, se impune niște reguli la executarea focului deschis pe diferite paliere. Adică în spații închise se referă la fumatul în instituții, în zone de ardere a mirișilor sau a gunoaielor sau altceva, sunt niște criterii de respectat, cu toate sunt trecute în anexa din spatele proiectului. Dacă vreți să dau citire, o să dau anexa cu plin de 10 articole, cu subpuncte, dar mare parte dintre dumneavoastră faceți parte din diferite comisii pe situații de urgență și știți despre ce și cum este vorba. Întrebări? Are cineva discuții la imaginea acestui? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Contra? Ultima articole, da? Trecem la proiectul suplimentar. Da. Aici intervine niște modificări la o hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții extinderea iluminatului public. Știți foarte bine, avem două proiecte distincte. Unul, modernizare și reabilitare iluminat public, care se află în desfășurare, conform ordinului de începere al lucrărilor. Echipa este în teren și, dacă timpul le permite, lucrează. Sperăm că în două luni, în toată comuna, să fie iluminată cu noile corpuri de iluminat pe LED, conform proiectului, finanțat de Ministerul Dezvoltării. În același timp, avem și proiectul de extindere. Suntem la faza de avize. S-a constatat, în urma solicitărilor avizelor, că se impune un studiu, mai bine zis, o expertiză a instalației electrice actuale la nivelul comunei cu Bucăți. Dacă instalația, în urma expertizei, dacă instalația duce și extinderea de iluminat acolo unde e propusă în baza proiectului. După cum știți, mare parte de extindere se duc în zone de capăt de rețea. La limitele de punct actuale. Deci, în este doar să faci iluminat public la limitele de punctul actual. În urma solicitării avizului de la EON, EON ne-a solicitat această lucrare care costă. Studii de coexistență, care costă estimativ 25.000 de lei. Cu specialiști care vin, analizează din punct de vedere al. Plus că au apărut prin certificatul de urbanism un studiu geotehnic. Adică acum le-am luat, le-am analizat fiecare punctuleț ca să acoperim întregul certificat de urbanism cu avize, care stă la baza obținerii contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Aceste cheltuieli sunt supuse din bugetul local și modifică devizul. Ca să știți. După obținerea avizelor, procedură de
atribuire. Nu, e contract de finanțare, este baza avizilor, contractul de procedură. Acolo implică un număr de 60 și ceva de stâlpi. Extinderea se face cu stâlpi. Stâlpi, cu fir, cu tot ce este necesar. Poate ulterior să fie și un avantajul persoanelor care nu pot să-și tragă curent. La vânt stâlpii existent, poate fi montat mai ușor fir de către EON, că noi stâlpii la urmă îi credem tot EON-ului, să-și pune fir și să tragă mai ușor oamenii curent. Cu costuri mult mai mici decât ar merge pe sub pământean sau... Deci proiectul total în baza de vizită este de 509.000, adică în bani veche 5 miliarde. Din partea bugetului de stat 4.100.000, și văd de aici, sau 410.000. Și din partea bugetului local 98, aproape 1 miliard. S-a înțeles? Întrebări. Îmi facem, spune-mi la vot, acțiunea. S-a ținut cineva? Să-și mai vedeți. Deci, vreau cineva cu muncul? Doamna secretară, am sunat la București. Da. Proiectele prin Ministerul Dezvoltării au ajuns la data de 16.04. Noi am depus dosarul de plată pe 13.05. Se preconizează că în săptămâna cealaltă să fie făcute plățile pentru următoarele 3 săptămâni. Suntem cam la aici. Să anunțăm atunci pe domnul consilier că așteptam o rectificare de buget să vină niște bani de la PNDL. Și asta a sunat, am spus, dacă vin copiile, suplimentăm. Deci dacă o să fie nevoie de ședință extraordinară săptămâna viitoare sau când vin banii, o să vă convocăm și... Vreau ceva, domnul local, haideți cu mine. O întrebare pentru domnul viceprimar. Domnul viceprimar, v-aș întreba ce știți despre excavarea celor două porțiuni de pământ de la intrare din satul Bijghir. Sunt cumva șantiere deschise de dumneavoastră? De care este excavare? Acum, dar vă întâlnevați chiar nu știți? Adică de satul Bijghir. De partea dreaptă, în satul Bijghir. Da, la Vorgării. Domnul primar, eu m-am adresat dumneavoastră. Astăzi sunteți viceprimar, ați spus că deschideți șantier. Tocmai am zis că zic, poate deschid vreo șantier. Vis-a-vis de acest șantier, știi, domnul primar, ce puteți mai zic. Da. Au fost mai multe întrebări pe această temă. Acele excavări se fac de către societatea care lucrează momentan la autostrada de ocolire sau la centura de ocolire a Bacăului, în urma protocolelor de colaborare între proprietarii direcți ai acelor terenuri. Deci constructorul cu proprietarul au convenit în baza unui acord de amenajare a terenului spre a-i crește valoarea sau a-i face facilități pentru o construcție în zonă. Mai mult nu știu. Ceea ce avem noi ca și act oficial la nivel de primărie constructor, avem un acord de reabilitare a drumurilor, dacă acestea vor fi afectate, dumnealor să le aducă la starea inițială. Pentru că aici vreau să ajung că deja podetul este distrus în totalitate, da. 100%. Strada este distrusă și aia totalitate și mâine, voi mâine, vom veni și vom spune Consiliul Local este vinovat că nu am luat măsuri de ce se impune. Acum, din păcate, suntem și colegi de la Bijghir, dar probabil nu se sigurează nimeni sau nu vor să ridice aceste probleme în dezbatere. O altă problemă care m-ar interesa este problema când se va începe să se lucreze pe acest drum de pe vale, acele ligori. Când se va începe? Când satul Bijghir, din câte s-a înțeles, acolo s-a cam finalizat. Nu e adevărat. Mare, Deci ce-am făcut la Bijghir, și n-am făcut nici la voi. Deci o să vin pune podurile acum. Pe vale. Da. Și la Bijghir a pus podul numai într-o bază. Deci rigolul n-au început deloc.
Un an de zile știu proiectul, nu știu eu am pus problema. Eu am pus bani mașina înăuntru, nu? Știți care e problema? Sunt oameni de acum să înceapă de adunat fân, de adus căruțe cu lemn. Iar aceste persoane nu pot, poate să folosească ceea ce au de... Nu pot să stau cu fânul pe câmp și spun, domnule, acum la ploua, dar cu ce-am duc eu acasă? Postura asta și eu sunt. Deci, domnul, nu, dar acum ar vrea să văd de unde Da, deci în completare la ce a spus domnul primar, cum a apucat să finalizeze expunerea dumnealui, dar și-a adăugat faptul că întreprinzătorul, domnul Umbrălescu, știe toată lumea cine construiește șoseaua colectare, regim de autostradă, pe lângă faptul că există acea întrebere care a spus domnul primar cu proprietarii din zona respectivă. Direct, da. Există un angajament față de Comuna Bucăci că tot drumul respectiv va fi asfaltat începând de la Porcării până la intrarea sa cu Bucăci, va fi un trat de asfalt pus de către firma respectiv, chiar dacă e așa cum a spus domnul consilier Mocanu, s-a deplasat doar pe un segment mai mic de drum, dar ei asfaltează tot. Asta când se întâmplă? După ce termină de excavat? După ce termină lucrarea, pentru că nu-i logic să fac asfalt acum în timp ce ei lucrează. Și excavarea durează un an sau cât durează? Nu, din informațiile care sunt publice, nu numai pentru noi, cum am avut, că întreg județul Bacău și că întreaga Moldovă, lucrările de finalizare a autostrăzii se preconizează să fie în luna lui august-septembrie. Dar asta nu înseamnă că ei vor excava până luna lui august-septembrie, pentru că deja au trecut, dacă ați văzut, deja s-a trecut la partea de asfaltare. Deci umbrătura aia care este necesară pentru autostradă, mai este început de la Vicolan spre ieșire de la turul televiziunii, mai au ceva de umplut acolo. Restul, toată porțiunea, dacă ajunge, este asfaltat. Deci nu va fi nevoie să care pământ de la noi până în luna lui august. Așa, doar problemul care a ridicat domnul Mocan este legat de rigore. Și am văzut și eu foarte multe postări pe Facebook. Am și răspuns, am dat explicațiile necesare celor care au pus întrebări, pentru că există în obligativitatea noastră a executivului de întrebări, să răspundem la orice chestiune ridicată de către cetățeni. Lucrarea la această oră, la nivelul drumului Vari, cât și la nivelul drumului Bilghiri, este în proporție de 40%. Dacă judecăm o lucrare la nivelul a 40%, mi-a ne pare că nu este corect să facem această abordare. Pentru că urmează lucrările de rigore din întrebările care le-am avut cu specialiștii, cu dirigintele de șantier. Ei au turnat stratul, primul strat de asfalt. De ce s-a turnat până acum? Este primul strat de asfalt. S-a turnat la doilea strat. Primul, poftim? S-a turnat și la doilea strat. Eu vorbesc de drumbare acum. Primul strat de asfalt, s-a turnat primul strat de asfalt, s-a turnat primul strat de asfalt. Deci, după ce se pune stratul, eu vorbesc de drumul Vare acum, după ce se pune stratul, după ce s-a pus primul strat, se face trasajul și se începe construcția rigorilor. Asta este din punct de vedere geologic. Doi, s-au început podurile, montarea podurilor. Deja drumurile, adică accesul la proprietățile, unor proprietăți de acolo de Vare, se poate face, pentru că podurile sunt. Tupurile care s-a tot făcut referire sunt niște tupuri speciale, nu sunt orice fel de tupuri, cum au făcut comentarii pe Facebook, ci sunt tupuri
care sunt mai corovate, care sunt mai rezistente. Cu greutate. Sigur că da, mai rezistente, are multe proprietăți net superioare tuburilor de beton și chiar din oțel. Vreau spus din punct de vedere chimic. Sunt mai rezistente tuburile respective decât tubul de beton sau tubul de ăsta de oțel, de fer. Deci nu se mai facă discuții din astea răutăcioase pe acest subiect. Întreținute, o spun cu toată deschiderea, întreținute de către unii consilieri din zona respectivă, că nu-i corect. Adică oamenii trebuie să fie informați corect. Tuburile sunt confecționate de o firmă din, ca pentru cultura generală, de o firmă din Germania, un brand din piața lumii. Deci nu sunt tuburi la firma Doi Iepurași. Sau la primărie. Sau la primărie, sau, eu știu, prin altă parte, unde s-au tot făcut tot felul de speculații. Din păcate, ceea ce se întâmplă pe Vale și la Vișghir nu au mai fost observate în țară, asemenea tuburi. Iar o altă problemă care v-a dat de gândit să vedeți pe parcurs, că o să dați dreptate. Aceste tuburi trebuiau puse, după, din câte știu eu, pe ciment, nu pe pământ. Pentru că pământul se va lăsa cu timpul. Degeaba îmi pui deasupra o porțiune de beton, că după ala va intra în pământ. Și atunci știți ce o să spune, domnule constructor, cum de-a greșit constructorul? Așa o să spune. Eu nu am văzut așa ceva nicăieri. Eu am fost, poate să confirme domnului Ștoc, cadastristul nostru, la dumnealui în față, acolo unde are pământul, am măsurat cu rulet. 6 metri lățime. Ascultați-mă cu mare atenție. Dacă nu este adevărat, fac 20 și mi le aduc. 6 metri. Să vedeți cum apare. Umblăm cu niște chestii. N-am văzut nicăieri de asta. Și domnul Munteanu atât le laudă aceste tuburi, cu vârfic, nu știu ce. Veți vedea când se va ruga cu căruța încărcată cu lemne sau o remorcă cu piatră sau nu știu ce. Aia să ducem pământ, pentru că nu este pus pe un strat de beton. Este pus direct pe pământ. Pământul fiind moale, o să vedeți că când o să facă acele rigole, pe unde o să treacă? O să treacă apa pe deasupra sau o să intre pe dedesubt? Eu așa văd lucrurile, dacă cineva le vede altfel, n-am niciun potrivit. Domnul Mocanu, vreau să vă anunț că toate lucrările sunt executate în baza unui proiect. Acel proiect, la rândul lui, este vizat de un specialist mai mare decât proiectantul. Adică, dumneavoastră vă dați cu părere. Nu știu cât e de corect. Una e să-l dai cu părerea voții pentru tine. A doua chestie, studiați proiectul și dacă sunteți abilitați sau aveți cunoștințe că situația e neclară, luați legătura cu noi. Noi luăm legătura cu proiectantul și atunci rezolvăm problema. Haideți să nu ne mai dăm cu părerea. Nu e vorba de... Hai să facem o probă. Să trecem peste... Nu mă să-mi dați dreptate. Eu vă spun cu toate responsabilitatea. Când ai încercat să treci cu o căruță din lemne sau cu o să vedeți. Să lasă jos. Să nu-ți spuneți pe urmă. Să vedeți domnule că ai indicat de lemne. Nu mă place să vă mai mădrați. Transmis domnului decan de vârstă din Consiliul Local Antuca Mihai la mulți ani cu ocazia zilei 1 martie. Dar i-a rostăcut din vârstă, nu? Sunt să vă mulțumesc și vă urez multe, multe sănătate și să ne întâlnim și peste 4 ani tot în aceeași format. În legătură cu tuburile, ce vreau să vă spun? Acum 5-6 ani, când Floarie și-au asfaltat toată strada de la Dostinești, la Uruiești, a scos toate tuburile din pământ. Și le-au înlocuit cu alea de PVC, nu știu cu ce dracu. Alea de beton care le-au scos toate intacte, întregi,
nu o fac monta de pe placă de beton și să mai folosești în ziua de azi. Și au avut 40, 50, poate și 60 de ani în pământ. Dar de beton, domnul. De beton. Păi, felicitări, de ce spun? Nu că sunt constructor, da? Nu să-mi explice cineva că dacă eu mă duc acum și încar remorca cu piatră și trec pe aia, dacă nu, se duce așa, odată ce le-au spus pe alea și le-au montat pe astea de PVC, sau din ce materiale să aia, nu mai știu de care de beton. Dacă este stipulat în proiect, nu mă spun de ce de aia, care e la ora actuală. Și ca să le lezi pe aia, o pot face, nu sunt noi. Nu, eu l-am învățat, nu știu, la beton, pe altceva, ce mi-ai registrat. Odată ce au fost înlocuiti, să mai bune așa de ziua de azi. Vreau întrebare pe domnul Bici, știți ce are legătură cu apa asta și când se termină? Proiectul de apă? Da. Deci anul acesta, după cum știți, în luna lui septembrie ar trebui să se termine, să încheie acest proiect până în septembrie. Din punctul meu de vedere, deja am început să facem traversări. S-au făcut în mai multe zone ale comunii, începând pe Dâmbovița, pe Vale, la Cotene, pe Dumbrăvița, pe Dumbrăvița, pe Vale, la Cotene, la Dospinești și să continue această activitate în întreaga comună. N-am lucrat așa două săptămâni, nu neapărat pentru faptul că timpul nu ne-a permis, pentru faptul că buldozeristul care îl avem noi este în izolare, deoarece soția lui a venit din Italia și, evident, conform legii, nu putea să mai vină la serviciu. De mat se întoarce înapoi la serviciu și o să continuăm această activitate. Sperăm, dacă ne ajută timpul, suntem pregătiți, avem materiale, avem absolut tot ce este necesar. Dar spuneți că oamenii nu au venit să franceze. Noi am informat pe toți cetățenii unde, așa cum am hotărât noi în Consiliul Local, s-a adus utilitățile la limita proprietății, respectiv conducții de apă, atât pe Dumbrăvița, cât și pe Vale, cât și la Dospinescu și la Cotin, să înceapă să-și mânteze, să se racordeze. Deci nu există nici cetățean care să fi făcut această operațiune. Adică i-am dus utilitățile până la proprietate. I-am și informat că pot să fac operația, să treacă la operație de racordare. Nu știi cum să... Păi nu, noi avem operație. Noi, dacă ei... Sigur, dar dacă ei nu... Domnul consilier, noi am hotărât aici până la limita proprietății. Dacă mergem acum pe Vale, o să vedeți tubul cu conductele, deci omul poate să vină să-și săpe și să sucă apa unde dorește, da? Deci așa am hotărât noi. Nu faci el. Dar noi i-am anunțat. Nu știu că i-am anunțat, dar nu știu. Deci... Mai stau în zona de așteptare, da? Și prin dumneavoastră, prin Consiliul Local, acum și prin postul de televiziune, cei care nu știu ce trebuie să facă, noi avem un angajat la nivelul primăriei care poate să-i spune inclusiv ce piese să cumpere, inclusiv nu avem obligația să facem noi lucrul ăsta. În timpul liber, dacă operatorul nostru, cu orele de muncă, e problema lui personală, nu este... Sperăm că ultima dată va fi în septembrie. Nu din septembrie să venim cu altă prelungire de an. Sperăm să-i dăm drumul odată că toți cetățenii din Transdorme n-a s-a realizat nimic. Nu s-a realizat nimic. Dar cum s-a raportat din el? Este cetățenii ce sunt palișe în casă. Ce spui tu că nu s-a realizat, dar s-a realizat, N-am înțeles, terenul de fotbal de la Voci s-a transformat în exact comunal? Nu. Păi poate să pripunesc vaci, să pripunesc cai, să pripunesc... Dar nu de acum, e de vreo lună de zile care se pripunesc vaci și cai pe acolo. Deci noi suntem totuși, ca articul consilier, suntem totuși o autoritate publică, ca Consiliul General.
orice consilier poate să îi atragă atenția unei persoane care nu respectă reguli în această comună. Chiar aveți și dreptul și obligația să faceți acest lucru. Ne ascultă de primar, de vite, dar nu e spus să cred că un cetățean din comuna Boi, dacă îi se atrage atenția din partea unui consilier local, să nu ia, nu cred, eu nu cred. Dacă cineva spune lucrul acesta, este o chestie, dacă vreți, de bun simț și de colaborare între executiv și consiliul local, așa e normal și corect. Iar când apare o problemă, frumos, bără, cerne, bără, intenția dragilor. Dar o să urmăresc, domnul. Ești vechi, să mă Acum ce se întâmplă cu iluminatul? Cu iluminatul, deci în momentul în care o să se finalizeze toată acțiunea asta, e clar că nu o să mai avem probleme. Avem probleme legăturile antice și de demult. Sau becurile nu sunt corespunzătoare. Da, revin cu întrebare din cel din anterioară. Nici acum nu știu la cât să ridică suma căminilor. Adică costul, la cât se ridică căminile alea care sunt făcute din primărie și ce mai sunt acolo, țepi, ce mai sunt... Deci eu v-am estimativ, așa. Domnul consilier, v-am dat și un răspuns scris, dar nu mai... Nu cred că nu-i tu. La nivel de comună, la cât se ridică, trebuie să știi costul, duc, nu? Pe duc? Pe duc? Nu pe duc. Total, la nivel de comună. Deci o traversare cu conductii, cu elemente de legătură, cu tot, cu totul. Nu m-ați înțeles. Sunt alu comună. Păi trebuie să fie un fel de proiect, da? La cât se ridică? Sunt câte branșări sau ce ați făcut acolo, extinde, ce se numesc alea? Șantier. Așa. Tuburile alea care sunt pentru căminile alea de beton, că am înțeles, s-au pus și țepi, nu? Traversări și pe traversări, sigur. La cât se ridică suma? Cât este? Comptabilitate. Să are o factură. Da, să arăt ceva. Comptabilitate. Da, imediat vă răspund la această întrebare. Nu avem o estimare acum la această oră la întreaga comună, pentru că permanent prin cereri de racordare și este o dinamică. O să știm acum la în acest moment, nu știu cu exactitate, dar știu, o să vă prezint în ședința următoare, sau dacă nu mâine, sau dacă astăzi, după ce terminăm ședința, așa cei care doresc, o să vă prezint cât sunt costul, care este costul pe o branșare. Că diferențele sunt foarte mici de prețuri. Dacă sunt situații în care conductii sunt de 6 metri, sunt de 7 metri, 6 metri jumătate, adică diferențele sunt de jumătate de metru la conductii. La elemente de legătură sunt aceleași peste tot. Deci nu există diferențe la elemente de legătură. Și pot să vă spun cu exactitate care este costul pe fiecare branșare, în parte. Că sunt branșări care sunt pe o conductă, sunt branșări pe două conducte, sunt branșări pe trei. Adică am mai mult proprietari. Deci pot fi mai mult proprietari pe același cămin. Pot să fie doi, trei puncte de situația care a existat la fața locului. Dar pot să vă spun pe fiecare branșare în parte cât costă și... Ce am întrebat? Și dacă vreți, înmulțim cât este o branșare pe... o costul pe o branșare, de mulțim la câte branșări. Acum aș vă spun suma exactă. La... Da, de ce am întrebat? Ați avut persoană angajată pe așa ceva, care au făcut, bănuiesc că ați început racordările aia sau branșările, în funcție de cere, nu? Și nu există un număr de cere. Noi avem un număr de vreo, acum cred că s-a ajuns cam în jur de 200 și vreo 80 de cere, care sunt înregistrate la registratura primăriei. Noi am început lucrarea și când facem lucrarea, nu în ordinea
înregistrării cererilor. Și când mergem pe un tronsor, facem tot tronsonul, pentru că nu facem o gaură aici, nu stăm în partea aceea. Facem pe tot tronsonul. Și așa am făcut. Deci am terminat Dumbrăvița, este complet tot. Am făcut în vie pe zona unde a fost asfaltul pus acum, am făcut pe vale pe zona Astortării, am făcut la Cotien pe zona unde s-au făcut Rigoli, așa am făcut în Dospinești satul ăsta nou de aici și continuăm. Da. Și altă întrebare, mai aveam zgruse de câțiva ani să pune problema inclusiv deci, din 2017 cu decolmatarea. Mai vin utilaje, nu mai vin, să mai face. Sau nu e? Sau așteptăm? Deformatarea la ce? Deformatarea lucrurilor, care sigur. Avem noi. Deci, nu face față. Da, da. Deci am ridicat o chestiune extrem de importantă. Deci ce am putut noi și ce putem noi să facem cu buldoi? De exemplu, la Bucocel. La Bucocel am făcut cu buldoi. Mi-e parcă chiar tu erai viceprimar. Până e spus și treaba cu buldoi. Nu se poate face nimic. Domnul primar a spus că facem achiziții care ar trebui urgent, nu așteptăm. Să ia câteva case sau să mai întâmple nu știu ce. Știți foarte, nu numai la mine, la mine nu mai punem, că acolo deja am mai făcut de pe timpul altul, nu mai nimic. Părerea mea este că la următoarea ședință, fie că noi preluăm propunerea să facem un proiect de hotărâre, fie că putem să spunem cu proiect de hotărâre, nu este nici fel de problemă, pentru că e evident că trebuie bugetat această acțiune, nu putem să o luăm decizii la nivel de executiv. Să ajutăm la Cotenii la nivelul terenului. Nu mai este ceva, la domnul Stoic, acolo. Nu mai există niciun părâr, nici o nimic. Așa. Deci așteptăm ca să iasă în luni de casă și atunci, o situație de urgență, hai să-ți facă repede niște treburi și gata, frumos, s-a greșit la astfel de ei. Nu așa se face. Ca și bun gospodar și cum s-o și jurat așa cu priceperea și cu o bună treabă pentru ce știm noi și pentru sat, pentru comunitate, din 2017 se așteaptă și nici în ziua de azi, 2020, în 3 ani, nu s-au putut face achiziție la un escavator de performanță, să putem face trei pârâi mari și late care fac probleme la tot satul. Domnul vicier, acum vreo două luni, dacă nu mă înșel, poate mă mai pot înșela și eu. Ați fost rugat într-o ședință a Consiliului Local, chiar de către mine, și v-am rugat insistent, faceți tot posibilul, că acum aveți personal, aveți patru bărbați destoinici. Acum spuneți că unul este acasă într-o situație așa. Ei, aveți patru persoane. Aveți, din câte știu, noi am aprobat în Consiliu acele cositori. Aveți utilaj. Ce vă împiedică de nu puteți să faceți curățenie pe drumurile astea? Că dumneavoastră imediat vă deranjează că scrie lumea pe Facebook. Știu și eu, pentru că la ultima ședință, din câte știu, nu știu, domnul Umă sau domnul Pușcălar, v-ați angajat, v-ați de treabă. Se pare că nu este important. Adică trebuie să vadă toată lumea bâlile astea pe marginea drumului și noi nu le vedem. Chiar dumneavoastră treceți în fiecare zi la Bacău. Chiar nu vedeți bâlile astea pe bani? Chiar nu se văd? Cât trebuie să așteptăm să crească? De 3 metri sau de 5 metri? Mi-aduc aminte că asemenea probleme îmi puneați mie când eram mici primar. Și mă duc și posam și eu. Nu mi-era rușine. Dar văd că acum aveți 4 persoane. Aveam o singură persoană. Și toată lumea era cu ochii pe el, bă, băiatul ăla, pe Mihai ăla. Bă, Mihai, că nu face treabă, că mi-a... Acum, dumneavoastră, aveți 4 persoane. Și două femei de zi. Și două femei de zi. Eu aveam o singură femeie de zi și un singur bărbat. Noi oameni și făceam. De fapt, mi se pare că și domnul Pușcălar tot așa au avut, nu au avut mai mulți. Dumneavoastră, ați avut un pic de șansă să aveți 4 persoane. Vă rog, puneți-i la treabă. Puneți-i la treabă. Nu mă interesează să facem curățenie. Nu reușit niciunul ca să facă curățenie. Punem unul pe curățenie. Da. Punem unul pe curățenie. Procesul de posire a ierbii a început. Nu s-a vândut peste tot, dar el s-a început. Toate zonele care sunt în proprietatea primăriei, mă refer la școli, la alte terenuri, sunt deja cosite. Sunt cosite cu cositoarele manuale de către
oameni de care au făcut referire domnul Mocan. La școala din Codene, la școala din Bucocel, la școala din la căminul cultural, de unde a fost căminul cultural, este cosit, la spaurile, la asta unde e CAP-ul, unde a fost CAP-ul, asta la poștă, spaurile, la stațiile de pompare a apii epurate, deci astea sunt făcute aici, sunt făcute cu cositorile manuale de către salariați. Probabil domnul consilier Mocanu face referire la drumul județean de la Dospinești până în Boș. Cred că aici vă referiți. Și ca să fim mai sub Bohoș-Bocea. Da. Deci săptămâna după cum a început din afară, haideți să 14 cuvinte, spun și o să vedeți cum o lămâriți. Deci eu sunt lămurit din mult. Deci asta ține, acum ține de cu totul altceva. David de lămurire. Săptămâna trecută au venit specialiști de la București pentru că noi am achiziționat o cositoare cu eficiență destul de mare. Dar această cositoare nu era... nu reușise cei de la firma respectivă să facă compatibil între deplasarea buldoescavatorului și momentul de funcționare a acelei cositoare. În săptămâna trecută au venit de la București, s-a rezolvat această chestiune, s-a făcut o modificare de către specialiști pentru că Buldo fiind în garanții și nu putem să intervenim decât numai cu firma lor. Ar fi venit mai devreme dacă nu veneau. Eu am luat cu ei legătura ca prin luna lui februarie. Numai că s-a întâmplat, așa după cum știți, situația cu COVID-ul, și n-au putut să mai deplaseze la Bacău. S-a deplasat, buldoescavatorul funcționează, cositoarea funcționează, luni suntem liberi, de marți o să vedeți cositoarea, domnul consilier Mocan și ceilalți colegi, o să vedeți cositoarea, când începe să lucreze de la Dospinești înspre Buhoș și celelalte și spre deosebire de alte dăți, când se putea cosi doar numai partea dreaptă, adică partea care era platou. Acum, cu această cositoare, se putem cosi și șanțul. Numai că vreau să atenționez cu această ocazie că există, este drum județean, știi toată lumea lucrul ăsta, este drum comunal, există obligativitatea ca noi, cei de la Consiliul Județean, adică ne trasează lucrurile care ar trebui să le fac, ei le trasează nouă, știți, primeați adresă de la Consiliul Județean, că trebuie să întreținem drumurile. Deci noi avem obligativitatea să facem platou și șanțul, iar de acolo ne uităm și pe lege, trebuie să facă proprietarii de teren sau cei care au terenul în arendă. Adică să ne fie foarte clar. Dacă aveți teren, domnul Mocan, prin zona de timp, vă luați măsurile ca să vă păsiți, să mai fie bălării, nu de altceva. Domnul Pătrașcu, aveți cuvântul. Domnul Vici, dar s-a început demersurile cu balda în față la mine. Cu ce? Domnul Pătrașcu, eu mi-am luat angajamentul față din asta, așa și ca viceprimar și ca om care mi-i cunoaște, pentru că așa mai amici. Într-adevăr, situația este foarte delicată acolo, deci am făcut câteva discuții legate de faptul că podul care e podul de traversare acolo, el a fost proiectat la vremea când s-a făcut podul pe un șanț care era deasupra și apa putea să circule, să ducă în zona aia, plus că era șanț care ducea până la pârâul din capătul satului. În urma lucrării de montarea țevilor în partea stângă, șanturile au dispărut. Da? Nu mai sunt șanturi acolo. Și nici nu știu dacă o să avem din punct de vedere tehnic posibilitatea să facem șanturi pentru că sunt conducte. Da, trebuie să studiem specialiștii. Cea mai rapidă soluție ar fi
ca să, ca cei de la drumul județenii să facă alt pod cu plasamentul mai jos, în așa fel încât să ajungă la nivelul, la nivelul, nu mai un pic, la nivelul șantului, ca să poată să circule, că apa nu merge la deal, merge numai la vale. Dar iarăși este o chestiune, iarăși este o chestiune care trebuie să o discutăm cu specialiștii. Da, da. Pentru că, uite, de așa eu am spus câteva lucruri, sunt doi consilieri care nu vrea să ne acord cu această soluție. Da, care ar fi altă soluție? Nu, am spus că nu, eu am o soluție. Dacă ar fi pentru mine, eu imediat aș face această soluție. Trebuie să lăsăm un pic și facem o pendență, așa. Să fugă apa în zona aia către ea. Se poate. Se poate, nu se poate nici. Nu doi acum. Trebuie o betonieră și vă spun eu, cu 5-6 betoniere vă duceți cu dorit, faci obiect din plan înclinat. Merge la fața locului. Vedere să o duc drumurile județene, s-au făcut ligolele atunci, atunci au fost să produs greșeala. S-au făcut ligolele și s-au făcut șanțul ăla dintre partea lui Petrică, mai atât decât podul. Cum să ia podul? Ai văzut ghită de aici, s-a tot trebuit. Șanțul este jos, podul este cum să duc apă. Ar mai fi o portiță pe care îi viază. Eu m-am băgat mai mult, eu am lucrat sub pod, dar sunt o sfârță apa. Am dat peste un borman de piatră lăsat de când s-a făcut podul. Ăla încurcă totul. Eu am impresia că ăștia au făcut nivelul de la intrare. Nivelul i-l-a dat bine, dar dacă e glâma aia acolo de beton, nu se duce. Ăsta ar fi, deci podul trebuie să aibă... Deci intrarea, ieșirea, putea fi mai jos, să fie sub nivelul șantului, ca să poată scurga apa la bară, ca să fie cascadul, e sus. Dacă s-ar face, s-ar băga băieții să omori gârmă de beton, se poate. Cu șanțul, era de la Marius, până la pod aici. Am făcut hârtii scrise cu oameni sănătate. Dar zic, s-a făcut, că aduce bulduri, s-a făcut șanță, îl face. Nu poți să-ți facă primăria, că e cum să răzbețeam. Domnul Vici, în legătură cu spaul ăsta de la Benoni de aici din bancă, a fost un accident, a rupt gardul ăla. Cine face înapoi? Da, deci cel care a venit să rupt gardul, cel care a intrat în gardul respectiv, a venit cu documentele, este de asigurare, mi-au dus documentele de asigurare. Acum firma de asigurare trebuie să pună bani la bătaie și să facă gardul la loc. El nu-l face el personal, ci firma, că el e asigurat, el e casco. Dar l-a chemat, am avut discuții, a venit domnul cu acte, a dus actele, domnul cu firma de asigurare. Mulțumesc pentru participare și ce ce